N-aș vrea să spun din nou cuvinte mari, dar am sentimentul că suntem cu un pas înainte față de foarte mulți, ceea ce este foarte bine. Am detaliat foarte multe chestiuni legate și de cum va arăta construcția administrativă, pentru că aici e nevoie de a forma o structură asociativă. Deocamdată, din ceea ce am discutat și cu Ionul Apostol și cu colegii noștri, varianta este de a crea o agenție, o asociație de dezvoltare intercomunitară Suceava-Botoșani, evident cu comunele care sunt în zona metropolitană și pe partea Botoșani cu integrarea celor două localități care au rămas în afara zonei metropolitane, dar care sigur va fi reglată în timp scurt. În al doilea rând, cred că e foarte important ca noi să semnalizăm intenția de a crea acest pol de dezvoltare economică către ministere, în principal la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Și sigur o să facem și o adresare către Ministerul Fondurilor Europene pentru a fi prezenți la Suceava, de fapt aici la Salcea, într-un context în care să avem aceeași masă și administrații publice, dar și parte de ONG-uri și firme care doresc să-și pregătească acel portofoliu de proiecte în perspectiva 2014-2020.